să vă spun bună ziua. Astăzi avem dispoziția numărul 132 din 25.06.2020 privind convocarea membrilor Consiliului Local al Comunei Peja în ședința ordinară pentru ziua de 30.06.2020, ora 10. Având în vedere necesitatea și oportunitatea privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară, conform prevederilor articolului 134, aliniatul 3, litera din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ pentru data de 30.06.2020, prevederile articolului 134, aliniatul 3, litera și aliniatul 5 din ordonanța de urgență numărul 57/2019, codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 196, aliniatul 1, litera B, din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, dispun: Consiliul Local al Comunei Cleja, județul Bacău, se convoacă în ședință ordinară pentru ziua de 30.06.2020, ora 10, în sala de ședință a primăriei Comunei Cleja, din strada Unirii numărul 214, Comuna Cleja, județul Bacău. Materialele scrise pe proiectul ordinii de zi sunt următoare: aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Cleja, județul Bacău, din data de 29.05.2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unei statui cu Sfânta Lucia în incinta centrului de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți Sfânta Lucia. Inițiator, Marta Duiște. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Cleja la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2020. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea unităților de învățământ cu personalitate juridică din Comuna Cleja, bunurilor imobile, proprietate publică a unității administrativ-teritoriale în care își desfășoară activitatea. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții completate și a finanțării obiectivelor de investiții înscrise în lista de investiții pentru anul 2020 din excedentul anilor precedenți ca sursă de finanțare parțială a secțiunii de dezvoltare a bugetului local pentru anul 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare, teren de sport, la școala numărul 1 Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău, faza PTH și DTAC. Inițiator Petru Iștov. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare, teren de sport, la școala numărul 2 Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău, faza PTH și DTAC. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare, teren de sport, la școala Somușca, Comuna Cleja, județul Bacău, faza PTA și DTAC. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare, teren de sport, la școala Valea Mică, Comuna Cleja, județul Bacău, faza PTH și DTAC. Și diverse. Acestea sunt punctele de ordine de zi. Supunem spre aprobare. Ordinea de zi. Cine este pentru? Toată lumea. Toată lumea. Trecem la punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal la ședinței ordinare a Consiliului Local Cleja, județul Bacău, din data de 29.05.2020. Are cineva ceva de spus? Supunem la vot. Cine este pentru? Numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unei statui cu Sfânta Lucia în incinta centrului de zi pentru copii aflat în situații de risc de separare de părinți Sfânta Lucia. Inițiator primar Petru Iștoc. Dacă doriți să amănunte, știți că ați fost de acord ca să amplasăm această statuie sus la Apăstul. Acum se face un proiect tehnic ca să putem amplasa printr-o autorizație de posturi.
și nu mergem în tăbără. În ce zonă, da? Exact, cum intri în școală, deci cum intrăm în altă. Scurte, stânga pe acolo, în zona aia, la mijloc. Nu o să pună de față de asta. Nu, 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 în interiorul... În interior, dar să fie un pic mai... Da, da, da. Și cheltuielile proiectului Gildomar. Totul finanțează Gildomar. Ah, super, bine. Deci noi, ca și primărie, nu cheltuim niciun leu. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Breja la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2020. Este veșnica cotizație pe care o dăm anual. Avem un copil în instituții specializate, știți, cu handicap. Cam suma este aceeași. Da. Sunt discuții? Nu. Cine este pentru? Numărul 4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare unităților de învățământ cu personalitate juridică din Comuna Preja a bunurilor imobile, proprietate publică a unității administrative teritoriale în care își desfășoară activitatea. Inițiator primar Cristoc. Pentru detalii, știți că noi suntem ordonatori de credite la școli. Deci, practic, școlile trebuie să le dăm acest școli ca și entitate, le dăm școlile. Clădirile le predăm la școală ca să administreze ei aceste școli. Și am predat o vii și curtea de conturi, trebuie să facem chestia asta, pentru ca și clădiri să nu fie sub puterea noastră. Și să nu fie, ei vor avea buget separat, vor avea... Dar și acum au buget separat, dar nu au fost predate, pur și simplu, de multe ori au predat. Și cred că se bucur. Este o formalitate până la urmă. Da. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor pe care aparțin domeniul public al Comunei Breja, județul Bacău. Inițiator primar Terdei Ștos. Deci, știți că noi am făcut iluminatul public acum în urmă cu 3 ani, 4 ani, când a fost. El trebuia introdus în domeniul instalației, adică iluminatul, trebuia introdus în domeniul public. Practic asta am făcut acum, trebuia de mult, dar se introduce în domeniul public, în inventar domeniului public. Asta. Să punem la vot. Cine este pentru? Numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții completate și finanțării obiectivelor de investiții înscrise în lista de investiții pentru anul 2020, din excedentul anilor precedenți, cu sursă de finanțare parțială a secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020. Inițiator primar Petre Ștoc. Ca să tot cu detalii vin, știți că avem probleme cu apa deja în fiecare, când este un pic de secetă sau nu secetă, când se poate uda, ca să spun așa, că e nevoie de apa, rămâne fără apă. Tot am analizat, am discutat cu specialiștii de la CRAB și am găsit soluția la Somușca, avem un presostat acolo de fi de 50. Deja va țeava de 100 dacă presostatul ăla e de 50. Și atunci vom cumpăra o piesă, deși noi le-am dat lor în inventar, fiind instalația noastră, putem să cumpărăm aceste piese, aceste vane care trebuie să reductoare de presiune, ca să încercăm, poate că totuși instalația va funcționa în parametri normali. Și vom cumpăra aceste două piese, două presostate, vom pune la Somușca acolo și unde este actualul și de 50, îl punem la diametru de 100, pentru că țeava este de 100 și să aibă și regulatorul ăla de presiune tot diametru de 100,
Și atunci poate instalația nu mai rămâne fără apă. Și tot umplem s-o stat, putem să punem aici la Benchia Emanuel, la colț aici, pentru că vine presiunea foarte mare și de asta crapă și conducta, știți, înspre Buda, la Carolina, acolo tot timpul crapă, ajung la 13 atmosfere, țeava pică, mai, dacă mai punem un regulator și îl îmbunătățim practic sistemul. Și nu sunt, sumele nu sunt mari, în jur de, mi se pare, 6.000 de lei, 112.000 de lei toată treaba. S-au prevăzut și căminile? La căminul ăla de la Somușca o să reparăm pe ăla. Vedem cum? O să reparăm. Adică o să vedem și mărim ca să el răspundă. Să corespundă, să încapă piesa. Să punem la vot. Cine este pentru? Numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare teren de sport la școala numărul 1, Pleja, Comuna Pleja, județul Pantou, faza PTH și DTAC. Inițiator primar Petru Iștoc. Deci toate aceste terenuri, cele patru terenuri, se pot le discutăm o singură dată, știți că le-am aprobat. Acum sunt în DTAC, la PTH, proiecte de execuție. Suntem la final cu ele. Mai obținem autorizația de construcție și putem să dăm drumul la, ca și să le executăm. Da. Pentru fiecare în parte? Noi, da, pune, supune la vot pe fiecare în parte, sigur că da. Dar de ce? Puteți spune la grămadă, ele sunt ca și distincte, ca obiective distincte și de asta le-am și pus, le-am tratat aici, așa, dar ele, și sunt discuțiile de mult, votate și... Da, supunem la vot. Cine este pentru? Pentru toate, nu? Pentru toate patru. Toate patru. La diverse. Acum putem discute la diverse. Care ar fi procedura ca să trimitem, să o ridicăm pe... Referitoare la... Normal, când vine un agent economic și se poziționează undeva ca să vândă o marfă, vine la primărie, plătește și... De la primărie să spună unde să așeze. Acum eu nu știu cine i-a spus doamnei să se așeze acolo. Da? Nu avem cunoștință. Ea s-a așezat am aprobat, și... Am aprobat parcarea pentru... Aia este parcare. Da. Avem acolo șantier în lucru, deci se poate foarte bine ridica de acolo și să-i dăm un loc. Doamnă, uite aici să vinde sau aici să vinde. Da. Noi avem aici, la fântâna asta, parcă era... Acum piațeta aia de jos mai era, dar era piața, dar... Să vedem aici la fântână, poate să vedem, sau unde să vină, nu știu, da, de ce vor, unde să... Oriunde s-ar instala, oricum lovește în comercianții, nu știu, oriunde s-ar instala. Că fiecare magazin are varză, are roșii, are toate chestiile astea. Oricum lovesc, este bun. Bun, atunci să putem să... Nu dăm voie să nu aprobăm? Dar facem un regulament comerț stradal pe perioada când sunt evenimente, când sunt... Să vândă mai ieftin față de ceilalți comerciuri? Nu, 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 dacă pui aici... Eventual să se fixeze se poate fixa o anumită zi, cum e târgul la Răcăciun. Da, domnule, vino duminica, restul zilor lasă-mă în pace, îmi țip toată ziua în cap aici, așa, nu pleci, nu pleci, unul vine următor. Aia cu tipadul, dar e o mare problemă. Da. Deci sunt interzis, numai duminica se poate să vină să vândă. Cum e la târg la Răcăciun. Să se fixeze o zi și în ziua respectivă știu că... Pus un semn la intrare, că interzis folosirea sau comerciile, fără organizație, fără nimic. Au interzis
Nu știu dacă ați fost în toate colțurile astea, și primarul mă știu, dacă ce ceva, ceva, nu te vrei țigările astea, ca la noi, domnule. Normal ar trebui să plătească ceva, o taxă, nu? Să-i mă duc unde sfat numai. Da, domnule, dar să vină, să vină o anumită zi. Că eu trec în bordea ta fără să te întreb. Ha? Plus că marea problemă este la cânta, cu ăștia de lucru. Da, cum știu. Uite, mers cu cântărul, bă. E, nu-i vorba de asta, nu așa fac. Este vorba, fiindcă cumperi un fel de 10 kg, nu știu, plătești 14. Eu vă spun, orice cântar se duce în fiecare an la metrologie, care face ITP-ul, bine, la mobilitate. Dar nu-i faci, e în audica, în regulă. Nimic, nimic, nimic. Nu da, în condițiile astea ei se pot elimina, având niște instrumente de măsurat neconforme. Uite, cântarul să nu este autorizat, dar... A țigarea de producător, să fim serioși. Nu știi cum se mută o plată. Direct producător, știi? Direct, direct, cumpă. Dar ăla care la intrare, care zis tu, nu este producător? De unde să știi? De unde s-au făcut pepine la noi? Dacă în certificatul de producător are toate produsele pe care el le comercializează. Dar ea, iubiți, rup țigăruși și verificați și locuri. Nu spun eu sincer, nici nu are nicio problemă. Nu se poate așeza unde vrea, nu. Dar e cum să aibă pepe la ora asta cu producător? Face și pepe, face și ardei, și roșii, și castanele. Deci aici n-au niște cartiere de băi de mamă. Și caise, și piersi, și toate. Și ceapă, și caise, și de toate. Și bara de românești. Într-adevăr, e trebuie să aibă certificat de producător pentru fiecare produs în parte. Produsele pe care le lași, trebuie să aibă și să demonstrezi că are teren. La mine vine, acum când a fost problema cu porcii, așa, e un control de la DSV-ul. Vreau autorizație de aia, aia, aia. Am prezentat tot. El ce prezintă? Ia cu fita roșii. Ce prezintă țigară ca acolo? Păi nu, condițiile astea să-i spargem afară, sigur. Bine, dacă merge acolo șeful de post, știi ce să-i facă și-i clasă, așa, am scăpat. Plătesc taxă de gunoi, plătesc taxă de aia, taxă de aia, autorizații de funcționare, salariații din comunul de aici care îi plătesc salarii și plătesc și la stat ce trebuie de plătit. Și-a venit omul care stă în capul meu acolo. Nu-i corect. Ar putea de pe altă parte, dar e în bolciu pe altă. În altă parte e în bolciu pe altă. Este tot de jur. Trimiteți la baie, că eu n-am nici roșie, nici albie. Poate ce-ți mă așteptați. E bună ideea. Dacă era pietrică de metea, că spune-o, că e răsturnată la bancă. Dar nu era doar zi. Eu zic că marea problemă este tot, problemul ambulant. Ăștia fac marea. Opresc în colțul, țin pe urlă, îmi fură. Te norocițe și așa fac. Vine omul cu marcă de pe tablaul ăștia din seara lui, păi oprește, îi barează drumul, bă, dacă te-ai dus încolo, ți-a luat gătul. Îi dai, ia la un preț mizerabil. Că și el care produce și muncește și toată familia și nu știu ce, n-au drept ăștia să se rescrie mai bine. Tot țigane. Țigane că nu muncează. Așa muncează. Că știi că și chestia. Dacă strigă de 3-4 ori și vede că n-ai ieșit, încă să mai fi spalele. Serios. Nu, eu... Cel mai bine e să-ți fixezi o zi... Prea multă zbăgață înseamnă și eu trebuie să-i lăsăm așa că... Încep să-mi devină îndrăzneț. Nu, deci putem elimina atunci. Au fost hotărări, prăi de hotărări pe tema asta. Cu ăștia care țipă, care urlă. Nu s-a dus până la final. Nu, primat. O simplă plancardă, punem la intrare în comună și le spunem. În cursul săptămânii este interzis celor particular. Dar nu știu ce voi să ne facă zile. Nu are voie și atâta tot. Scurt. Printr-o hotărâre arșire și începeți acolo. De aceea dacă toată lumea e de acord, scurt și gata, nu mai intră. El nu intră pentru că nu îndeplinește condiții legale. Nu că îi dai tu. Acum să revenim un pic. Tot cei care vând în comună au sursă proprie.
nu aduc din altă parte. Da, dar el e comercian. De comercian. El e comercian, nu este... Este registrat la noi ca și societate. Dacă ar fi un cetățean al comunei, da? Cel puțin știi că e un om de al tău, cel vreau să trăiască, cu ce știu. Da. Vine un străin și fac figuri de aici, alții străini. Dar nu cred că e efortul, deci nu definește condițiile. Altă problemă, s-a uscat acum drumurile un pic, mai băgați un pic grederile pe drumurile astea de aici. Punctul ăla, dacă vreți doriți, spuneți-ne unde și băgați. Punctul ăla, ai spus, domnule, uite, vreau drumul ăla, drumul ăla. Ne-ai făcut un pic. Hai să stabilim unde, care e drumul. Deci pe drumul ăla, de la Somușca la Mare. Sunt aici vreo trei drumuri care ar trebui, că trebuie să intre mașinile la recoltat, n-au cum să intre, sunt niște șanturi, sunt niște de astea din. Bună, dacă aș avea și o rugăminte, sub mal, lângă porcărie, care duce în lanul de la acolo, acolo sunt niște gropi, mie îmi cal ca în bucata exact pe margine, trece. Și acolo ar fi bine să treacă. Prin bucată. Da, văzut, de deci, eu vă întreb că am văzut la Faraon. La Faraon ne-au băgat un pic. Da. Câmpuri și ar fi bine și la noi. Da. E pentru viitor, trebuie să discutăm problema cu Picheșul acolo, că e durere. La apa vine pe mine. Eu dorm în popac, acolo mă uit. Serios vorbesc. La modul foarte serios. I-ați dat drumul acum, ați făcut, ați excavat și ați dat. Și ei ați venit în coace pe unde ați făcut scurgere în gura acolo la mine. Nu se poate. Cei care ți-au planul de aia de porumb pe margine, care urcă drumul sus, ăia să se retragă înapoi 2 metri, facem un șanț mare, îl traversăm undeva înapoi, unde a făcut canalul, foarte ca lumea. Apropo de traversăm cu o țeavă ceva și... Ar fi bine ca toți proprietarii din zona aia să fie anunțați și să se redistribuie pământul ăla. Trebuie să le schimb titlurile de proprietari. Dar există varianta. Da. Este drumul. La 250 de metri se mai face un drum. Și o să dea sau la 200 de metri. Deci oamenii au titlul de proprietate. Da, dar nu știu dacă sunt tabulat. Titlul de proprietate are, dar nu e exact. Dar nu dai caie de măsurători? Este, mai este din 90. Și atunci, dacă am reușit, sigur n-ar mai fi atâta inundație. N-ar mai fi atâta inundație. Țara la invers. Toate șanțurile alea, biloanele, s-ar face invers. Până traversează distribuire măsurătorile trebuie făcute așa. Toți proprietarii de acolo anunțați și făcut. Încă așa, un drum la 200, trebuie văzut, la 200, la 250 de metri, făcut un alt drum. Deci cum e paralel cu drumul ăla care duce la Faraoane și împărțit pământul invers. Deci să nu mai fie așa, să fie așa. Ar fi bine, sigur. Atunci eu vă spun că... Și lumea face gălătură. Ar mai fi varianta și ce să se fie care direct să facă o ligonot în marginea proprietății acolo, să vin. Nici nu știu cum să ia. De calitatea mare de apă n-ai cum să te pui. Vezi că am dat drumul la proiecte, facem podețe și coduri. Încercăm să facem poleț aici, a spus unde, la terenul tău, o să trebuiască să-mi dai bucata aia din teren, să mergem tot înainte valii, acolo așa. Dincolo la Gherguța, aici la valii s-a rezolvat, dincolo la Gherguța o să vedem, o să coborâm podul ăla care e la Gherguț. Pentru că podul ăla e foarte sus și se colmatează ringola aia. De câte ori te colmatezi, la prima ploaie se colmatează pentru că a fost să coboră. Scoți și băgăm ceuri acolo și atunci unde se colmatează permanent. Dacă băgăm ceuri, am dat drumul la proiect, inclusiv sus la Iștoc, acolo la, cum îi zice, capul satului, în Alexandria. Facem și acolo, facem și la loc aici, la Calea Faraoane. Băgăm câte două niște ceuri de astea, nu tuburi, dar tuburile se formatează. Mergem pe ceuri și o să trebuiască să refacem fiecare podeț de asta de a cetățenii, facem noi. Ați observat șanțul de un metru,
și când ajunge în direcția podului se spustează deci, la 30 de centimetri. Eu acum suntem în fază de proiect, deja am făcut cerere la Consiliul Județean ca să luăm noi în comodat acest drum, care e drumul județean, după care în administrat, după care vom termina aceste poduri, le predăm înapoi și facem noi aceste proiecte. Ca să putem să rezolvăm o dată pentru totdeauna cu apă. Acum, sigur, la Francia, acolo unde este domnul Benchea, ar mai trebui să vină undeva. Este prea mare lungimea și este prea multă apă, într-adevăr, care o să vină asupra. Debitul la ieșire e mare, dar cel care atrage, care prea e mic. Drumul, șoseaua aia care s-a făcut în ulița aia acolo, când s-a urcat, eu m-am dus la inginer. Domnul inginer, nu vreau să știți ce poate, ce a venit aici. Domnule, a venit la mine și ce? Cunoșteți un pic de seamă? Da. Dar nu ai ce să argumentez. Domnule, problema este, dacă de tine a trecut, la vale putem acolo, avem drumul și putem să modernizăm cum vrem noi. Dar trebuie curat la Simon este... acolo, domnul primar. La Simon, acolo, de la Simon, în coace, trebuie să facem un pic. Acolo, acolo este mult, e lungime foarte mare. Și apa când vine, depășește de orice... Aia de la drumul județean, nu contribuie cu nimic? Păi asta zic, ei chiar vrea pomană, vin, merg bine, mersi, mă duc și fac treaba acasă, după aia ia, mă, iar pus la punct. Eu, ca în altă apa, ne omoară pe noi, după ei. Da. Ei spun că nu sunt bani. Am vrut să fac, am vrut să fac situații de urgență, la fel nu sunt bani. Ce să vă? Și atunci, nu o să fie costurile atât de mari. Câteva miliarde, 3, 4, 5 miliarde, nu știu cât o să fie. Când o să fie să amenajeze toate intersecțiile alea amenajate. Dar eu zic că noi avem resursa materială necesară pentru că să facem aceste lucruri. Și vom putea. Deja au venit proiectanții, au făcut ridicările topo. Nu știu când a fost ședința de Consiliu Județean, mi se pare, sau marție, avem, în care ni se aprobă darea în administrare a drumului județean către noi. Și dăm drumul la proiect. Deci vom rezolva în vara asta, până în primăvară voi rezolva cu drumurile, vor ca să nu mai vină apa de deasupra, adică să aibă să curgă tot la vară. Cum am fost atâția ani de zile, de acum și am ăsta, sper că am scăpat, adică nu o să mai fie alta apă. Da, trebuie făcută treaba, inclusiv podețele stricate la oameni, le au podețe și le facem noi podețele. Dacă vedem că rigolele trebuie schimbate, văzute alea, că să le facem mai mari, să le calibrăm. Dacă mai sunt al bilia asta, declar ședința închisă.